Ce prăpătiți eram, Doamne, și ce ne mai iubeam ca niște linguri de lemne desfăcute încă din trunchiul lor comun. Duceam mâncarea la gura unuia și altuia. Ne dăruiam semințe de floarea soarelui într-un cornet, făcut dintr-o bucată de ziar. Stăteam la o răspândie cu un fior pe noi, o singură ființă umplea tot cerul și pământul. Șoaptele ei erau tunete. Ne conțineau. Ce prăpădit eram! În noi se află un copil. Ne prefăceam că doarme. Băiatul ăsta este mama mea, spuneai. Uită-te la cozorocul lui. Scrie pe el numele meu. L-a scris înainte de a mă naște. Nu-i așa că scrie numele meu? Oricare numele nostru de prăpădit se preface că doarme. E și el conținut. Dă-i câteva semințe. Trece prin noi și crește. Crede că se continuă. Și ce ne mai iubim? Ne ținem strâns? Ni se lipesc genele pe când copilul ăsta doarme în descrierea lui. Să nu vorbești, așa spuneam, fiindcă prăpăditul ăsta sunt eu. S-a spus și la radio, pe de altă parte. Și ce ne mai iubim, ne conținem în ființa aceea monstruoasă, în vastitatea ei. Uite, îți dau tot cornetul, citește-mi știrile. Și ce s-a mai îngălbenit hârtia, ce s-au mai întunecat literele. Doamne, ce prăpădiți suntem și ce ne mai iubim!